Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei, Apostolul. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Din Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor ca să dobândesc pe cei mai mulți. Cu iudeii am fost ca un iudeu ca să dobândesc pe iudei. Cu cei de sub lege, ca unul de sub lege, deși eu nu sunt sub lege, ca să dobândesc pe cei de sub lege. Cu cei ce n-au legea, m-am făcut ca unul fără de lege, deși nu sunt fără de legea lui Dumnezeu, ci având legea lui Hristos, ca să dobândesc pe cei ce nu au legea. Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc. Tuturor toate m-am făcut, ca în orice chip să mântuiesc pe unii. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea. Nu știți voi că cei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa, ca să-l luați. Și oricine se luptă, se înfrânează de la toate. Și aceea, ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi, nestricăcioasă. Eu, deci, așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Aliluia, 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 cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Împodobit ești cu frumusețea, mai mult decât fiii oamenilor. Evanghelia din ziua de 5 ianuarie, în ajunul botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Citire din Evanghelia de la Luca. În anul al 15-lea al domniei cezarului Tiberiu, în vremea când Ponțiu Pilat era dregător în Iudeea, Irod stăpânind a patra parte Galileea, Filip, fratele lui, stăpânind a patra parte Ituria și ținutul Trahoniei, iar Lisanie, stăpânind a patra parte Abilenia, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, precum scrie în cartea cuvintelor lui Isaia, prorocul, care zice: un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte face scărările sale. Orice vale se va umple și orice munte și deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase drumuri netede. Și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de el: pui de năpârcă, cine v-a arătat că veți scăpa de mânia ce are să fie? Faceți dar roade vrednice de pocăință și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: părintele nostru este Avram. Căci vă spun vouă că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fiii lui Avram. Iată,
și securea stă la rădăcina pomilor. Și orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Dar mulțimile îl întrebau zicând: atunci ce să facem? Răspunzând, Ioan le spunea: cel ce are două haine să dea celui care nu are, și cel care are bucate să facă asemenea. Și au venit și vameșii să se boteze și au zis către el: învățătorule, noi ce să facem? Iar el le-a răspuns: nu luați de la nimeni nimic mai mult decât vă este rânduit. Și îl întrebau și ostașii zicând: dar noi ce să facem? Și le-a spus lor: să nu asupriți pe nimeni, nici să năpăstuiți pe cineva, ci să fiți mulțumiți cu lefurile voastre. Iar poporul, așteptând și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor, dacă nu cumva el este Hristos, Ioan a răspuns tuturor zicând: eu unul vă botez pe voi cu apă, dar vine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El ține lopata în mâinile sale și va curăți aria sa și va aduna grâul său în hambarul său, iar pleava o va arde cu foc nestins. Acestea și alte multe îndemnuri din poporului, Ioan propovăduia vestea cea bună. Sfinții zilei de 5 ianuarie sunt Sfântul Mucenic Teopempt, Sfântul Mucenic Teonas, Sfânta Cuvioasă Sinclitichia, ajunul botezului Domnului. Pentru rugăciunile lor, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.